hai să vedem ce facem astăzi. După cum văd, avem un meci cu Bayern München în Supercupa Germaniei. Cred că a Germaniei este. În Champions League n-are cum să fie. În fine, o să simulăm până acolo, o să jucăm meciul cu Bayern, deoarece pare un meci destul de interesant. O să avem și debutul în campionat. Cred că o să jucăm aici cu Augsburg sau simulăm. Habar n-am ce o să fac. Deși avem și un meci cu Barcelona în Champions League. Nu cred că o să joc meciul cu Leverkusen până la urmă, iar meciul cu Barcelona îl las pentru episodul următor, dacă va fi un episod următor. Așa că lăsați un like acolo, hai să strângem și noi 1500 de like-uri. Dacă vreți, încă un episod din cariera cu Borussia Dortmund. În fine, hai să mergem să jucăm meciul cu Bayern München aici. Cât vor ăștia pe Lewandowski? 129 de milioane. Ieftin rău, ce să zic, ieftin rău. Ok, primim ofertă pentru Akanji. Ofertă de 23 de milioane, destul de ieftin această ofertă, așa că sunt nevoit să o refuz. Pare o sumă destul de mică pentru Akanji, având în vedere că este un jucător tânăr de 24 de ani, care poate să crească destul de bine. Aici, Haaland crește la finishing, la poziționarea în atac și la shot power. Cred că în două sezoane 90 face Haaland. E ofertă pentru Royce. Royce are 30 de ani, 59 de milioane. De la Barcelona, nu vi-l dau, mă, nu vi-l dau. Da, n-am cum să-l dau pe Royce, din păcate, este jucătorul meu preferat. N-am cum să-l dau, frate, n-am cum să mă detașez de el. Ofertă și pentru Schmelzer, ofertă de 5 milioane. Hai că o acceptăm, are 31 de ani Schmelzer, 74 rating. Nu cred că îl voi băga niciodată, așa că acceptăm oferta. Ok, aici putem să dăm și scout anumitor jucători, așa că asta o să fac, nu știu. Hai să dau scout în Franța. Da, ok, am băgat aici un scout în Franța, poate ne găsește ceva jucători destul de tineri și cu un potențial mare. Sincer, nu știu cum funcționează scoutul acesta, însă voi vedea, desigur. Haaland poate să crească la pase și la ball control, așa că hai să simulăm să vedem dacă crește. Primește una acolo, crește la ball control. Cât de bine crește acest Haaland, fantastic de bine. Ia ce transferul s-a mai făcut. Romagnoli s-a dus la Manchester United pe 57 de milioane, Juventus l-a luat pe Depay acolo pe 55 de milioane, Vardy s-a dus și el la Inter pe 44 de milioane. Niște transferuri destul de interesante, dar noi avem meciul cu Bayern München, hai să nu ne mai gândim la transferuri. Hai să mergem și la presa de conferință. Hai să vedem ce avem aici, ne ducem frumos. Mamă, ce păr alb am. Werner arrival from Leipzig, put a real superstar in your hands. Do you expect from his debut așa? Very good English. Va dovedi că este omul potrivit, Werner. Hai să-i creștem moralul lui Werner aici, să-l facem fericit. Îl motivăm acolo pe Werner. Care sunt așteptările tale pentru meciul cu Bayern? Să câștig, desigur. We'll do all we can to win. Happy, happy acolo. Because I'm happy. Gata, nu mai au ăștia întrebări pentru noi. Hai să trecem direct la meci. Hai să ne facem echipa aici. Werner o să joace cu Haaland, Sancho, Royce o să joace CM locul lui Brandt. Brandt o să joace în locul lui Chanar. Aici o să intre Witzel. Îl băgăm pe Akanji aici. Aici o să intre Hakimi, iar în poartă lăsăm pe Burki, sau cum i-a spus cineva în comentarii, Bjurki. Un meci destul de interesant, avem aici cupa și hai să-i dăm drumul, băieți, hai să jucăm acest meci cu Bayern München, să vedem ce se întâmplă. Akanji, cât de bine stă Akanji aici, genial acest Akanji, se duce acolo Hakimi, are o viteză uimitoare acest Hakimi, poate pasa la Werner, dar Werner nu se poziționează destul de bine, un fake shot din partea lui Brandt, dar este blocat acolo. Odriozola, nicio șansă aici, Sancho pasă către Royce, mai departe, Werner e liber, Haaland îi poate pasa, Werner are viteză uimitoare, Werner se duce aici, un slide tackle perfect din partea lui Sule, Werner pasă la Witzel, Haaland, Haaland, șutează Haaland, dar Neuer cumva scoate, nu știu cum a reușit să scoată această minge, Neuer, mă așteptam să fie un gol clar acolo, ok, un contraatac aici, îl așteptăm pe Royce să urce. O pasă foarte bună din partea lui Haaland. Royce scapă singur aici. Royce șutează, Royce direct în brațele lui Neuer. Am încercat un finesc cu dreptul acolo, dar din păcate Royce a șutat cu stângul și nu a pus așa mare pericol. Fantastic, fantastic aici Werner. Iar prima repriză se termină, o repriză destul de echilibrată. Hai să-l băgăm aici pe Emre Can. O să intre Royce CM, Sancho o să vină striker, iar în locul lui Werner o să intre Thorgan Hazard. Ok, frumos aici, foarte frumos. Sancho este liber, Sancho are viteză uimitoare. Sancho șutează cu dreptul, dar Neuer scoate fantastic. Cum îl batem noi pe Neuer? Doar cu pumnii putem să-l batem.
Emre Can, șutează Emre Can din nou, Neuer scoate acolo. Incredibile aceste salvări ale lui Neuer. Emre Can. Haaland. Haaland la colțul scurt din nou, Neuer scoate. Câte parade a avut Neuer în acest match? Și Foarfecă, nu cred așa ceva, cum ar fi fost să intre golul ăsta din Foarfecă. Marco Reus, e Haaland liber aici, Haaland scapă, Haaland protejează mingea asta, te rog, penalti acolo. Dar, mi s-a părut penalti, că am luat piciorul, dacă dea Haaland acolo, cu siguranță se dătea penalti. Aici Neuer scoate și cu piciorul, e Reus liber acolo, Reus, finez, Reus. Mă pregăteam să spun gol. E liber Haaland, dacă nici acum nu marchez, mă las de joc. Și nu marchez, că mi-a din spate. Dacă am fost foul, poate Reus reușește din lovitură liberă să-l bată aici pe noi, oricum ar fi acum să marcheze Reus din lovitură liberă. Perfectă este poziționată acea minge. Reus șutează și Reus marchează aici. Incredibil, Marco Reus 1-0 în minutul 80. N-ai cum așa ceva, n-o dai cu Reus pe lovituri libere. Ce bine marchează aici Marco Reus. Fantastic, genial. Pe asta n-am mai avut cum să o scoată Neuer. Îmi pare rău, Neuer tocmai a fost înfrânt. Ok, Haaland, Reus aici din nou. Reus trece bine, Reus, Reus dubla, Reus ne salvează aici, câștigăm până la urmă Super Cupa Germaniei, Reus marchează dubla în acest match, gol din lovitură liberă, gol aici după o finalizare excelentă, Marco Reus, omul meciului cu siguranță. Sancho poate să marcheze golul 3, apărarea lui Bayern este total dezorientată, Sancho acolo, ce frumos trecuse, da și meciul se termină, câștigăm aici. Ridicăm trofeul Marco Reus, capitanul și de asemenea omul meciului. Aduceți bere, aduceți bere. Și bine, bine. Ok băieți, hai să antrenăm și jucătorii aici. Hai să vedem dacă mai crește Haaland. Haaland din nou crește la pase acolo și la agilitate și la sprint speed. Încă puțin și face 81 overall. Iar acum o să avem debutul în Bundesliga, că avem meci cu Augsburg aici, nu știu cât de bun este Augsburg. Lăsăm așa titularii deocamdată, să vedem cum se descurcă. Se va termina meciul 2-0, marchează Haaland și marchează și Reus acolo. Meci cu Kjol, 4-0, câștigăm aici, Reus din nou marchează, Sancho cu dubla și de asemenea marchează și Haaland. Nu cred, a fost vândut Sancho. Ok, deci clauza lui Sancho de 120 de milioane a fost plătită de către Chelsea. Așa că Sancho a fost vândut, chiar dacă era unul dintre preferații mei. Trebuie să cumpărăm un înlocuitor pentru el. Avem buget 125 de milioane, așa că lăsați-mi în comentarii cel mai bun înlocuitor pentru Sancho pe care îl știți. Sancho totuși îl antrenez, chiar dacă nu mai contează. 87 a făcut cu ajutorul meu și Chelsea profită, normal. Avem aici un meci cu Union Berlin, o să-l simulăm și pe acesta, este în cupă, nu este așa de important. Da, câștigăm cu 2-1 aici Chioțe și Roy și cred că o să încheiem aici acest episod, deoarece perioada de transferuri se încheie și nu știu ce jucător să iau în locul lui Sancho, așa că aștept comentariile voastre. Sper că v-a plăcut, like acolo, 1500 de like-uri și mai facem. Nu uitați să vă abonați deoarece mă ajută foarte mult, eu am fost Gianni, v-am pupat!